Mergem la dentist, mergem la stomatolog, mergem doar când ne doare dintele sau mergem și pentru prevenție, mergem cu copilul la control sau mergem cu bunicul. Toate aceste lucruri de cele mai multe ori stăm și ne gândim, stăm și le analizăm și alegem de multe ori medicul stomatolog, cabinetul de stomatologie cu prețul cel mai ieftin și atunci poate nu este întotdeauna cel mai bine, fiindcă ar trebui să comparăm serviciile medicale. Pentru acest lucru, fiecare unitate de stomatologie trebuie să afișeze. Dacă unitatea este autorizată și avizată. Pentru ce este autorizată și avizată? Medicii care fac parte din acea echipă, care este specialitatea fiecărui medic, dacă ceea ce plătim este exact cu ceea ce s-a întâmplat din planul de tratament și trebuie întotdeauna să verificăm pe documentul care ni se pune la dispoziție ca plan de tratament, și după aceea ce plătim să fie același lucru, să nu ne bucurăm dacă ni se pune la dispoziție. Mecanismul în care, dacă nu primim un dovadă justificativă a banilor pe care i-am plătit, să fie mai ieftin, fiindcă asta ne poate duce în timp la faptul că nu vom mai avea garanție. Și ne trezim după un an sau doi că ni s-au umflat dintele, că ne doare dintele, că a căzut lucrarea sau s-a întâmplat ceva, nu avem o dovadă justificativă că am plătit acel serviciu și astfel nu avem pe cine și unde să reclamăm. Să înțelegem că toți acești medici trebuie să se regăsească pe tablou Colegiul Medicilor Stomatologi, ca nu cumva. Cum a fost în ultima perioadă, și în România, dar și în alte țări, așa zis, medici stomatologi care nu aveau nici măcar universitate, nu aveau nici pregătire pentru acest lucru. Iar când mergem la medicul stomatolog și ne pune în gură tot felul de lucruri de la plăci de la lucrări, de la implanturi, toate aceste lucruri trebuie să vină însoțite, mai ales și implanturile și lucrările, din ce material sunt, materialul respectiv să fie un material care este avizat și autorizat pe teritoriul Uniunii Europene, să ne pună la dispoziție un certificat de conformitate și de garanție și nu în ultimul rând să știm și să înțelegem că aceea ce ne-a pus în gură este ceva care este autorizat pe teritoriul Uniunii Europene din punct de vedere al securității și sănătății. Să nu ne bucurăm la produse care nu nu au trăline de trasabilitate, care nu au buletin de analiză, care nu au certificat de garanție, fiindcă mai devreme sau mai târziu tot noi pierdem și până la urmă, dacă a fost puțin mai ieftin, până la urmă se va dovedi că va fi exagerat de scump. Iar în momentul în care discutăm despre fișa pe care o avem la un medic stomatolog, ne face anestezie sau nu, trebuie să știm și cu ce ne-a făcut anestezie, și cine este persoana care ne-a făcut anestezia, mai ales pentru anesteziile generale, pentru anumite lucrări mai complexe și mai complicate, pentru zona asta de stomatologie pe zona pediatrică, unde astăzi toți părinții se duc să-și îndrepte dinții copiilor, să fim foarte atenți ce fel de sârme, ce fel de gutiere, ce fel de produse stomatologice se pun în gura copiilor noștri să aibă certificare, să fie de conformitate europene, fiindcă foarte multe produse vin din Statele Unite care au, au un alt tip de certificare, iar standardul Uniunii Europene este mai ridicat decât standardul din Statele Unite cu privire la utilizarea produselor și dispozitivelor medicale. Și nu în ultimul rând, recomandările care ne le fac medicii cu privire la pasta de dinți, să fim mai atenți. Sunt Paste de dinți care sunt doar cosmetice, sunt paste de dinți care sunt și medicale, cu recomandări medicale. Să fim foarte atenți la acest lucru: că poate anumiți medici primesc un comision doar ca să recomande, mai vedem acolo trei reclame cu nu știu ce produse. Toate aceste lucruri țin și de noi. Iar din această perspectivă, aplicația gratuită Infocons te ajută să vezi. Produsele, dispozitivele care sunt într-o alertă de neconformitate, și nu cumva, Doamne ferește, să ajungi să ai un astfel de produs în gură, sau să te speli cu un astfel de produs, sau să-l utilizezi ca și duș bucal sau tot felul de alte device-uri, doi la mână, avem orice suspiciune intrăm în aplicația gratuită Infocon, să avem dicționarul de terminologie și înțelegem termenii și condițiile care ni sunt puse în acel contract medical care trebuie să-l avem cu medicul stomatolog. Dacă nu avem și nu ni se dă un plan de tratament, nu ni se dă document fiscal pentru ceea ce am plătit, 021-9551, numărul unic de protecție a consumatorilor și direct și către Colegiul Medicilor. Nu stăm cu mâinile în sân, avem drepturi să ni le și exercităm.